Adidas, bine ai revenit în familia Stelei. Hai să rescriem istoria împreună. Steaua și Adidas vor face din nou echipă împreună. Cele două branduri puternice din sport și-au reluat colaborarea după mai bine de două decenii. Asocierea celor două nume în plan sportiv a fost cheia succesului în aducerea marilor performanțe ale Stelei, iar perioada de colaborare a culminat cu câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Tot în echipament Adidas, roșialbaștrii au câștigat Supercupa Europei și au jucat o altă finală de Cupa Europeană. În perioada 1990-2000, Lăcătuș și compania au cucerit 6 titluri consecutive și au avut 3 participări în grupele Champions League. 2, 3 și Steaua! Fotbaliștii și staful lui Daniel Oprița au prezentat astăzi noul echipament pe care îl vor purta în premieră în acest sezon, duminică la meciul de acasă cu Ripensia Timișoara. Reluarea colaborării cu Adidas sperăm să aducă echipa în fruntea fotbalului românesc și nu numai. Vali, cum se pare echipamentul? Un echipament care știm cu toții că l-au purtat și generația de aur a Stelei în 1986, când au luat și Cupa Campionilor. Un echipament care sper să ne poarte noroc și să avem evoluții din ce în ce mai bune în el. Clubul roșialbastru le mulțumește și celor de la Gioma pentru colaborarea din ultimii 4 ani. Acest echipament care ne-a purtat noroc 2 ani de zile, vi-l predăm cu drag și sperăm și voi că la junior să aveți aceleași performanțe care am avut noi 2 ani de zile. Mulțumim!